Săptămână în care am văzut foarte multe manifestări politice și manifestații politice. Candidați la președinție care și-au înregistrat candidaturile, care și-au prezentat proiectul politic în dorința lor de a candida pentru președinția țării. Și m-am gândit că n-ar fi rău să ne gândim și noi la alegerile de anul acesta, dar nu la alegerile prezidențiale, ci la alegerile spirituale pe care le facem în viața noastră în fiecare zi, în așa fel încât alegerile noastre să-L onoreze pe Domnul Iisus. Amin? Și apoi dacă noi facem alegeri bune în viața noastră de credință, atunci cu siguranță Domnul va ști să pună și în fruntea țării, și pe plan politic, oamenii pe care El i-a rânduit în locul acela. Și mi-am adus aminte de o cântare foarte frumoasă, pe care n-am mai cântat-o de mult. Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. În orice zi, în orice clipă, că